Acum că tot ne-am luat toate înjurăturile posibile, că ni le-am luat, sigur, se mai, poate. se mai poate și mai mult de atât. Hai să vedem, cu ce s-ar mai putea să ne luăm un înjurător? A... Cred că poți să iei mai mult de religie, sex și politică. Păi da, mă, dar nici n-am -am încercat, adică nu, eu am fost sincer, n-am încercat să fiu controversat, că dacă poți să zici e, și te înjură lumea. Uh... Păi hai să, hai să o luăm așa, apropo de sex, uh, nu prea ai cum să fii, adică nu -ai, ai cum să te înjure lumea numai că vorbim așa la nivel de idei de sex, adică n ar cum lumea dacă am începe să zicem chestii concrete, că de asta zic, în momentul în care stai în planul ideologic, ești în siguranță, când te apuci să zici pe bune niște lucruri concrete, atunci s-ar oameni, atunci se aplimbe culoțele, până atunci zbori sub radar. Uh, vrei să ceva controversat apropo de sex, uh, lăsați dracu gay în pace. Asta ar fi ceva, aici o să sar oameni, că sunt foarte mulți băieți care au o mare problemă cu gay, care dacă stai să iei la puricat, nu e e. Știi că au făcut ăștia, un, am citit un articol în care scria că oamenii care au o problemă cu gay, de fapt au ei o homosexualitate suprimată. Este, este nu știu dacă e total adevărat fix chestia asta sau studiul ala, dar e total adevărat că în general nu poți să urăști ce nu înțelegi a, fost un experiment pe care l-am văzut făcut de o psihologă, mi s-a părut senzațional. la un moment dat, o noi mai mulți eram, lucram undeva și am avut o ședință de asta, e de grup cu toată firma, cu o psihologă, cu... Și noi eram bășcălioși. Și femeia, când a ajuns la capătul răbdărilor, ne-a executat foarte finuți. Ne-a zis, fiți atenți, hai să facem un joc foarte haios. Luați fiecare o foaie de hârtie și scrieți primele cinci lucruri care vă enervează la oameni. Și am scris fiecare o listă de 5 lucruri care enervează la oameni. Și după aia ne-a luat foile și ne-a o să le citesc acum pe toate, nu erau semnate. O să le citesc pe toate, dar trebuie să țineți cont că astea toate sunt defecte de ale voastre. Pentru că pe tine nu prea poate să te enerveze la alți oameni ce nu ai și tu, pentru că nu le-ai recunoaște. E la, cum să spun, e foarte greu, de exemplu, dacă nu ai instincte criminale, să le recunoști. Un criminal întotdeauna va mirosi un alt criminal sau un om care nu are instinct își va mirosi prada pentru că are acele instincte. Dacă nu le ai, nu prea poți să le miroși. Și în general se cam aplică treaba asta. Nu știu exact dacă și la asta. Nu pot să zic acum, mamă, tu dacă urești gay, tu clar vrei să fii gay. Dar e ceva acolo care pâlpuie, nu mă refer la homosexualitate, ci ai o problemă de ordin sexual. Pentru că dacă n-ai avea o, câmpul ăla ar fi plat și liniștit cu mușețel pentru că Adică -ai avea, dacă tu n-ai avea niște probleme de ordin sexual, atunci nu ai mai avea atâta ură la nivel sexual. În general, oamenii care sunt fericiți și împăcați cu viața lor sexuală, sunt împăcați și cu orice viață sexuală. Sunt la modul, trageți-vă, fraților, câte opt în copac. Ce treabă, oamenii sunt fericit. În momentul în care tu ai niște denivelări în tine, atunci începe să te deranjeze orice altă denivelare. Deci atunci începi să cauți, de asta sunt absolut sigur. Deci, uite, aici pleacă și chestia cu toleranță. Da, normal. Toleranța, știi care e treaba? Toleranța nu are cum să existe într-o societate care este săracă și ignorantă. Din păcate e o mare problemă în România pentru că toleranța e pusă întotdeauna ca valoare și este uneori impusă ca valoare, nu numai pusă în discuție, dar impusă ca valoare, dar este total artificial pentru că toleranța vine dintr-o educație. Toleranța nu educă. Toleranța vine, are rădăcinile într-o anumită educație și m-aș arunca să zic și într-un nivel de trai destul de satisfăcător. Pentru că tu dacă ești stresat că n-ai ce să dai de mâncare la copii, ai un șef care te alargă capul un animal pe niște bani pe care i-ai dat în două zile, pe mâncare și pe, pe, lumină, foarte greu îți vine să fii împăcat cu unul care te un pic. Pe... Apropo, toleranța, știi cum a zis și lui Larry Flint, toleranța nu se înseamnă să acces pe aia cu care n-ai nicio problemă. Deci, tu dacă uh, tu dacă ești intolerant, uh, nu prea, adică dacă e, dacă e să fii tolerant, trebuie să fii toler toleranța se exprimă în momentul în care te ciocnești de ceva, da? Tu dacă nu-l cunoști pe vecinul, n-ai nicio treabă, nu l auzi vreodată, n-ai cum să fii tolerant cu el, că n-ai nicio treabă. Dar dacă vecinul tău e un, un nemernic, atunci poți să fii tolerant, că ai de ce. Dacă n-ai de ce, n-ai cum să fii tolerant. Ei, și deci în momentul în care duci o viață derahat și dai de ceva care te zgârie pe creier, e foarte greu să fii tolerant, că nu mai ai nervi, nu mai ai energie. Și de asta zic, toleranța, foarte greu o să găsești la niște oameni care se zbat. Ca, pentru ca, pentru, oamenii pentru care viața e o luptă continuă, și nu mai fac acum la oameni săraci, că există oameni săraci împăcați, sunt oameni săraci, sunt oameni săraci fericiți, nu numai spiritual, sunt păcați, asta e. Mă refer la oameni care se luptă, unor și oamenii bogați, oamenii bogați se luptă mai mult. <coughs> Dar în orice caz, când pentru tine viața e o luptă și ești stresat și hărțuit de lupta aia, nu prea mai ai resurse să fii tolerant. Și de asta zic, treaba asta cu fiți toleranți înainte să aveți o viață ok, nu prea funcționează. De asta te uiți, de exemplu, care sunt cele mai tolerante țări? În Europa, de exemplu, sunt alea nordice. De ce? Pentru că au cel mai mare nivel de trai și cel mai ridicat nivel de fericire. Și dacă ne uităm la treaba cu Breivik, nu o să mai gândim așa. Păi da, dar știi de ce? Că a venit criza și în același timp, deci după ce că le-a scăzut nivelul de trai, da, au și venit destul de mulți imigranți care creează niște probleme, nu numai că sunt ei nebuni, proști, săraci sau ce, creează, tulbură societatea. În momentul în care societatea s-a tulburat, în momentul în care i-a scos din suspensia aia plăcută, avem bani, așa, este atunci, extremele. atunci începe să iasă extrema suprafață. Din cauza asta la noi în țară, 10%, 15% din oameni, întotdeauna, hai ca să ne luăm în jurăturile și pe partea cu politica, de asta întotdeauna... 10 Uh, sunt, e segmentul ăla de retarzi. S-a văzut și la alegeri acum. Uh, Partidul proștilor și așa mai departe. Uh, sunt oameni care se supă, sunt oameni care sunt foarte toleranți și care au o problemă cu oamenii care judecă, oamenii care susțin dal de PRM, PNG, PPDD și așa mai departe. Dar e același lucru. În momentul în care ești sărac și needucat, o să, nu o să te tragă decât extremele. În momentul în care, în care ești sărac și needucat, absolut sigur o să te atragă Dan Diaconescu. Deci eu nu zic, bă, ăștia care vortează cu Dan Diaconescu sunt niște cretini. Pentru că, pentru că nu prea au de ales. Sincer îți spun, nu prea au de ales. În momentul în care viața ta e o luptă, ești sărac și needucat, poate nici nu-i vine atac și ești needucat. În momentul în care ești ignorant și te zbați ca să trăiești, atunci nu o să fii atras de o doctrină de centru-dreapta în care e vorba de niște procente, niște mici manevrări ale indicatorilor macroeconomici și hai să creăm slujbe pe Nu! O să vrei să vină un să zic că îți dau 20.000 de euro frățioare. Și apropo, ia uite, s-a mai bășit o mai în club. Ia uite, hai să vedem ce. Normal ca să asta, dragă. Și la limită nici nu e vina ta. Și da, să zic, avem segmentul ăsta care e hardcore. Că din celelalte segmente și din cei care votează cu alte partide există niște retarci pe acolo. Dar ai au alte interese, pe alt drum au ajuns bala USL, bala PDL, bala orice altă combinație de la KFC. Orice 3 litre vrei. Dar ideea este că e foarte, revin la ce spun, e foarte greu să fii tolerant și echilibrat în momentul în viața ta e de căcat.